Am revenit. Oricum, este clar că focul are ceva negativ, de vreme ce ne certăm de o oră sau o jumătate de oră. Eclipsa, Alina, eclipsa este de vină, avem ceva de învățat, este o oglindă. Da, deci, ca să avem o concluzie, dar fără să... Da, o concluzie cu focul, să mergem ești mai departe. Ești complet neinformat. Să nu spun altfel. Îți mulțumesc. Te-am spus, îți dau niște adrese dintr-un cimitir de oameni care au scris hârtii și le-au ars așteptând să se vindece. Du-te tu acolo, eu mă duc la cimitir când îmi onorez morții și asta este cel mai important. Hai, sorry. Ne revenim. Acum eu ar trebui să vin cu puțină apă. Ar trebui să vin cu puțină gheasmă pe noi. Puțină apă. Aș vrea să avem în minte puțin poziția gânditorului de la Hamangia, care... Mă rog, nu e doar un obiect de artă preistorică, ci indică o anumită poziție. Și a zice mai degrabă, mai ales că mai arată și niște puncte pe care trebuie să te focalizezi puțin. Ea zice mai degrabă cugetătorul de la Hamangia, pentru că poziția aia nu e de gândire, e de cugetare. Adică stai și îți faci o introspecție și cam identifici ce e în interior acolo și îți dai seama cu ce te lupți. Pentru că cea mai puternică ardere pe care o poți face este să-ți arzi propriile păcate, propriile frici. Noi nu putem să trăim de fricile noastre. Cam aici suntem. Și atunci, iată, momente astrale, momente sociale, momente care ni se întâmplă la fiecare în parte, ne ajută să ne punem în fața acestor frici. Să ne punem în situația de a ne învinge aceste frici. Da, până da. La urmă, esența este să-ți învingi frica ca să poți să evoluezi. Frica asta e ca un lanț. Te ține legat de ceva. Și revenind ca o concluzie pentru a merge mai departe și aș vrea astăzi seara să avem timp să vorbim și despre aceste zone energetice fantastice din România. Probabil Ingrid a vrut să spună că ritualurile trebuie privite cu prudență, dar pe de altă parte, până la un anumit punct, ele pot avea și un aspect exact cum spunea Dragoș, în care tu practic îți pui intenția în zona respectivă și este până la urmă un exercițiu al minții care antrenează și niște energii. Sigur, dacă ești un om benefic, nu... Nu toată lumea are toate aceste abilități de a da drumul la informație într-un mod curent și corect către divin. Și atunci, în momentele acelea, intenția pe care o pun eu acolo pe hârtie este energia pe care o las impregnată pe hârtie și dau drumul să plece mai departe. Prin ce? Printr-un mesager. Lucrurile sunt mult mai simple. Le complicăm în baza cunoștințelor pe care le avem. Dar cine cât sunt mai simple? Alea? Deci eu fac niște tâmpeni, niște să le cineva ce să-mi facă dorințele? Ordine din afară. Ce asta sunt dorințele, Ingrid? Dorințele asta sunt, e mesajul. Dorințele sunt ceea ce îmi spune creierul meu că când nu fac. Omul în momentul în care viața, am dorințe, pe hârtie, urmează să în momentul în care aia, am foarte aia, multe dorințe, aia? Creierul nu, meu îmi spune hârtie, să fac ceva. Cât nu îmi îndeplinesc dorințele, nu am gradul de satisfacție. Cu atât mai mult mă judec eu pe mine. În momentul în care mă judec deci, pe mine, îmi blochez fluxurile energetice. Când omul greșește în viață, scrie pe hârtie, lucrurile astea le arde. Nu, care sunt când vrea funcționale. Ceva, face asta. Bun, există niște tipare care se numesc câmpuri morfogenetice. Mersi frumos, bun. Bun, deci dacă știi despre ce este vorba, înseamnă că ne-am înțeles. Absolut. Eu nu le-aș numi ritualuri. Pentru că în tradiția populară românească nu se numesc ritualuri. Artele se numesc arte divinatorii. În tradiția populară românească, eu unul, sincer, nu vreau să iau apărarea nici lui, nici ei, nu am întâlnit partea cu hârtia decât într-un anumit moment în care se târnosește o biserică, în care anumite lucruri se pun pe o hârtie și într-o cu tămâie, cu mir, cu absolut tot, în această bucățică pentru a te ajuta și a te... Așa se arde. Bun. Acum, vis-a-vis de a spune o dorință pe
o hârtie. Hârtia de-a lungul secolului suportă foarte multe. Inclusiv s-au scris romane cu dorințe și cu frustrări, inclusiv s-au scris condamnări la moarte pe hârtie. Ideea este următoarea. Gândul meu, dacă îl pun pe o hârtie, este posibil ca la un anumit moment, dacă e pozitiv sau negativ, n-are importanță ce pun pe hârtie, depinde de mine, că depinde de mine de fapt, ce pun pe hârtie, se repercutează, practic, este ca un program pe care eu, mie, mi-l dau. Eu nu cer nimănui nimeni nimic. Eu dacă vreau, zic, Doamne, te rog frumos, am nevoie de sănătate. Nu trebuie să o pun pe hârtie. Eu, în momentul când am pus pe hârtie, îmi pun, practic, un program care nu mai contează că dau hârtia pe apă, că dau hârtia, că îi dau foc, că o arunc undeva. Nu are. E un program. Foarte simplu. Pe care, mă rog, poate este benefic, poate nu este benefic. În antichitate, toate lucrurile astea se sculptau. Pe zeița de la Vidra, există, ca o completare, da, la... Există niște semne, lăsăm la o parte punctele energetice, că toate punctele nu ar să fie important, niște semne care ne arată nouă niște chestii. Pe ceramica de Horezul, nu întâmplător, este o simbolistică. Cocoșul, șarpele, pomul vieții și așa mai departe. Sunt puse pentru a mă ajuta pe mine și pe familia mea să-mi fie foarte bine. Și comunitatea mea. De asta pe casă se pune cocoșul. În România e un protector, se pune cocoșul. Bine, nu se arde. Lăsând tradițiile populare prin care se arde focul sumedru și reveni la... Nu, e foarte important. De ce se arde... De... Nu ardeți cocoșul de pe casă. Nu ai cum să arde din tablă. N-ai cum să-l arde. N-ai cum să-l arde. La focul de sumedru, cine a asistat la așa ceva, nu din net și așa mai departe, să fac niște rotocoale, niște din fân, care se dau la vale și se aprind, pentru ca toate comunitatea respectivă, toate relele, toate bolile, toate posibilele necazuri ale comunității respective, ale așa, să fie arse. Nu e nicio chestie de magie neagră. Este o tradiție de mii de ani. Dar nu atunci să fac. Pentru că aceste... Să le numesc ritualuri, deși eu nu le numesc ritualuri, dar mă rog, ritualuri să fac numai într-un anumit moment. Nu să fac oricând. De astea ritualuri de magie neagră, și aici sunt niște lucruri foarte interesante, de magie și adunări, să fac pe lună plină, pe eclipse, și marea majoritate să fac prin cimitire și până la biserică. Asta e foarte clar. Asta să știe și oricine vrea să mă contrazică, n-are niciun șans. Deci nu, să fim foarte atenți cu poate lucrurile astea. Să... Nu, că el știe niște lucruri. Și să fac, are, dintr-un anumit punct de vedere, i-am și spus și dă-o dreptate când are dreptate, să fac și pe foc, pentru că s-ard. Când se iau niște lucruri de la mor, s-ard. De asta e impregnat. Aici poate nu s-a înțeles foarte bine. Eu vreau să scot în evidență un lucru. De ce a ajuns umanitatea din nou în pragul extinției? Nu vrem să colaborăm direct cu Dumnezeu, ci cu duhurile care sunt mai prejos de dumnezeire. Luăm în sclavie duhuri de dincolo de lume, din anticeruri. Deci nu colaborăm. Știi ce a spus Părintele Asenie Boca? Colaborarea cu Dumnezeu se numește destin. Nimeni nu vrea să colaboreze cu Dumnezeu, cu cocoșul, cu șarpele, cu duhul nu știu care, cu elementalii din foc. Nimeni cu Dumnezeu. Toată lumea vrea să colaboreze cu, cum să spun, cu tot ce e mai prejos de Dumnezeu. Cu duhurile care sunt... Îmi pare foarte rău, aici trebuie deci să intervin moment, pentru că... Pentru asta a venit Iisus Hristos în lume. Da, pentru asta a venit ai fi bună în să predice. Să, foarte bună. Pentru asta a venit sus să vorbească ideea. Despre colaborarea nu nimic. Direct cu deci Dumnezeu. Cocoșul este făcut, este da? Dat de Dumnezeu. Șarpele este dat de Dumnezeu. Pomul da, nu este omului. Dat de Dumnezeu. Da, nu omului. Este dat, pomul este dat cui? Animalelor. Dar nu omului. Fiecare cui ființă da. Are propria coerență informațională numită destin. Da? Omul a luat în sclavie tot. Cristale, da, da. A luat, duhurile pământului, da, lipitorile trebuie să-i sugă sângele, nu știu ce, da, nu știu, trebuie să... El nu face nimic prin el însuși. Totdeauna prin ceva exterior lui. Și Dumnezeu nu ne cum ajută niciodată. Ingrid în viața da? Asta? Dumnezeu în viața asta ajută prin oameni. Și prin elementele. Că Dumnezeu nu se întrupează, nu vine repeti, El să vină repeti, și prin să... Prin ce ajută? Prin oameni. Și ne oprim aici. Și ne oprim aici. Vine informația aici, prin oameni. Și ne oprim că aici. Sunt informația doctor, despre sunt alea, om și sunt Dumnezeu, alea, despre sunt om alea, și un alt om. Nu este da? Informația despre un om supunem și un om, duhuri, un om și un facem alt om. Ritualuri în legătură cu duhuri. Dar nu a spus nimeni și așa că... mai departe. Deci, nimic prin ca noi. Ca să poți nimic ajungi prin să, noi. Să supui niște duhuri, trebuie să treci pe niște tipare. Iată, ritualuri cu foc.
Nu este asta un ritual. Ce elemente ca să poți, în ca să poți să iei duhurile focului, trebuie să le invoci aia în anume faci, fel. Când aprinzi un chibrit. Și atunci ai... Da. Și când aprinzi un chibrit? Cum? Și când aprinzi un chibrit? Orice, dar când este, există... Cu Brigeta. Există acolo, nu. Intenții care nu fac rău și intenții care fac rău. Da? În momentul în care tu încerci să schimbi un destin cu ajutorul duhurilor, păi momentul ăla devii, să știi că e o relație bilaterală de servitute, care nu este deloc în regulă. Schimbi destinul cu ajutorul duhurilor atunci când le invoci. Așa este. Da. Pentru a ajunge să le schimbi odată cu ele, okay, trebuie să le și invoci. De fapt, noi nu înțelegem ce vreți să spuneți. Dragoș susține un lucru și până la urmă nu înțeleg ce este greșit. De ce n-ai schimbat ceva în felul tău de a fi? Da, tu ai schimbat? Că dai sfatul, tu ai schimbat? Vezi, de treabă. În caracterul tău, în obiceiurile tale. De ce trebuie să faci un foc în loc să schimbi ceva la tine? Înțelegi? Asta am înțeles. Asta este vorba. Asta am înțeles, sigur că da, am înțeles, dar nu... Dar tot timpul încercăm să șuntăm destinul. Tot timpul încercăm să șuntăm destinul, să împlinim ceva prin ritualuri exterioare nouă. Nu se vor împlini. Ca să schimbi ceva, nimic, trebuie să vezi ce ai de schimbat la tine. În momentul în care te pui și le scrii, vezi din interiorul tău despre ce este vorba. Nu este o problemă, eu văd tot timpul de treaba mea. Tu mergi despre asta este vorba. Nu ți este jenă? Nu cred că ți-e jenă, cred că ai un cupeu. Și cred că ai reința aici. Deci vezi și de treabă că tu ai creat o chestie care susține niște lucruri, da? Discută despre acest subiect. Da, eu nu te-am întrebat pe tine. Vreți să demonstrăm că efectele eclipsei sunt reale? Da, se pare că da. Haideți să revenim. Să vorbim puțin despre un subiect mai puțin controversat cu siguranță. Vedeți, chiar adevărat, focul naște conflict. Ăsta este adevărul. Nici eu nu sunt de acord cu focul. Și eclipsa. Cristi, călătorești foarte mult, atât de mult încât de foarte mult timp n-ai mai venit la această emisiune. Da. Și aș vrea să te rog să ne povestești puțin despre aceste puncte energetice ale țării noastre, despre zonele minunate pe care le-ai văzut, dar și despre zonele mai ciudate cu care am spune că ciudate întotdeauna undeva trebuie să existe un echilibru. În momentul când vezi lumina, trebuie să înțelegi și întunericul și invers, pentru că n-ai cum altfel. Există un echilibru. Unde e plus, este și minus. Fiecare țară are aceste puncte foarte bine determinate. Unele din punct de vedere al geografiei, din puncte geografice, puncte geo și așa mai departe. România, din fericire, fiind poziționată într-un anumit punct, că e foarte important, da, o paralelă de 45 de grade, este foarte important, și având forma, că nu întâmplător, forma României, cine a văzut harta României, a avut înainte forma de pâine rotundă și acum are forma de pește. Știm foarte bine ce a dat Iisus, pâine și pește. E foarte important. Are niște puncte foarte importante. În primul rând, așezarea. Lăsăm la o parte așezarea geopolitică, geografică, geo... ce se întâmplă? Foarte multă lume merge pe două sau trei puncte din România. Dar sunt mult mai multe. Esențiale o să le pun într-o mică paranteză. Merg pe Sarmize-Getuza, merg pe Bucești și merg pe Ceaclău. Dar, numai că în jurul Sarmize-Getuzei, vorbesc de Sarmize-Getuza Regia, nu Sarmize-Getuza Traiana, foarte multă lume o confundă. Nu este toată zona Sarmize-Getuzei, Regia este benefică, să fim foarte atenți. În jurul Sarmize-Getuzei, Regia, sunt niște temple unde la un moment dat, acum ceva mii de ani, aveau loc niște sacrificii. Foarte multă lume merge să facă anumite meditații în anumite zone. Eu nu recomand, pentru că nu este ok unde s-au făcut sacrificii, chiar dacă s-au făcut sacrificii de animale. Am înțeles, da, da, da. Ok. Deci este un punct benefic care are și un punct mai puțin benefic. Vorbind de Bucegi. În Bucegi sunt mult mai multe puncte, numai că anumite persoane care nu știu ce să facă, au ajuns să facă anumite spirale, anumite, mă rog, în jurul Sfinxului. Aceste energii, ce se întâmplă? În momentul în care este ceva pozitiv și tu vii și îl potențezi, îl potențezi. Tu, în momentul în care vii să folosești această energie, fără să dai, vorbesc energia pozitiv, fără să dai absolut nimic, să iei, să iei, să iei, să iei, să iei, la un moment dat acel punct nu dispare, se retrage, se închide. E o chestie foarte simplă.
De asta în foarte multe lucruri, locuri din Bucegi, unde ani de zile foarte multe persoane, sute, poate mii de persoane, spuneau, mamă, ce bine ne simțim aici, în zona respectivă, sau în trecere în zona respectivă, acum nu mai simt același lucru. Alt punct foarte important este Ceahlău. Ceahlău, Rarău, mă rog, Ceahlău, luăm Ceahlău. Foarte puțină lume vorbește despre Delta. Delta este un punct cu duș întors. De ce? Este foarte simplu. Acolo unde toate apele, toate frustrările, toate energiile mai puțin pozitive care se varsă, și știm foarte bine, Dunărea colectează tot ce vine pe pârâu, și gânduri și... Așa. Din toată Europa. Exact, și din toată Europa. La un moment dat este normal ca la un anumit punct să nu fie energia pozitivă, numai că apa purifică. Știm foarte bine, apa este purificatoare în toate... Mai bine vorbeam despre apa astăzi. Da, nu, este purificatoare. Focul sfântuirii. Da, da, așa este. Și n-a trăznit pe nimeni, s-a auzit câteva tumete. Da, uite, focul. Așa. Deci trebuie să înțelegem. Ideea este că noi pornim, dacă vrem să înțeleagă telespectatorul, că vrem să mergem undeva unde să ne simțim bine, indiferent, trebuie să gândim pozitiv. E vorba aia, omul sfințește locul. Eu dacă merg, indiferent unde, zonele din București, la un moment dat le-am mai discutat, zone care poartă un marcaj nu de noi, făcut de noi, de sute de ani sau de zeci de ani. Dacă mergem și noi în zona respectivă, potențăm pozitivitatea, gândirea, nu să ne încărcăm, atenție, că nu mergem să ne încărcăm într-un cimitir. Că am mai zis cineva într-o emisiune că, mamă, ce bine mă simt în cimitir. Ok, nicio problemă. Asta nu înseamnă că în anumite zone din cimitir, cu anumite simboluri, simbolistică, discutăm de altă chestie, nu te poți cât de cât echilibra sub altă formă. Asta nu înseamnă. Te simți bine. În momentul în care tu te-ai dus într-un parc din București, că suntem în București, nu are importanță care, o fi Ioreu, o fi Herăstrău, ori fi. Dacă eu mă așez pe o bancă, lângă un copac, și mă hau, asta am. Dacă vreau echilibru, am echilibru. Aici este problema. Eu am întâlnit un lucru foarte interesant. În partea de Mehedinți, jos, Baia de Aramă, Baia de Fier, în zonă, există câteva lacuri, se numesc lacurile fără fund. Lacuri care, la un moment dat, localnicii din zonă spun că în momentul în care merg și fac tradiții, fac ore, fac tot felul de așa, se simt foarte bine. Dar sunt momente ale anului, încă o dată, coroborate cu eclipse, cu lună plină, cu, știu eu, sâmbăta morților, când nu se fac anumite lucruri, nu se simt bine. Deci trebuie să înțelegem foarte, foarte bine anumite lucruri din zona respectivă, indiferent care vrei să o iei tu, contează și de simbolistică. Acum am văzut o chestie care m-a dezamăgit. Anumite statui care s-au pus în mijlocul Clujului, care efectiv nu au ce căuta acolo. Bun. Și automat. Da, revenind la zonele acestea cu o încărcătură mai bună sau mai puțin bună, dacă, să spunem, tangențial trăiești, locuiești, Ingrid, în zonele respective, Sorin, Dragoș, ce poți face până la urmă? Dacă trăiești în zonele respective, e foarte bine. Dacă trăiești într-o zonă care e mai puțin benefică, ai o problemă. Da, pe la asta mă refer. Dar zonele astea benefice, normal ar fi să le, nu numai să le stoarcem de energie, ci să le mai și protejăm. Multe din zonele benefice sunt în pădure, sunt pe munte, sunt lângă râuri. Păi dacă noi ne distrugem pădurile și munții, ne distrugem și zonele benefice, care nu se văd, se simt. Ne spunea Cristi mai devreme de oameni care nu mai simt anumite locuri. Păi, poate locurile alea s-au închis pentru ei. Pentru că sunt alții care vin și activează locul. Se constată activări ale templelor străvechi. Cine le activează pe astea? Deci e un program care funcționează și în anumite momente, în prezența cuiva, probabil începe să se desfășoare. Omul sfințește locul. Asta e adevărat. Deci un loc care este mai puțin benefic poate fi curățat cu ajutorul oamenilor, dar cu sacrificiu propriu. Pentru că, normal, în momentul când începi să cureți un loc de genul ăsta, o să te umpli de niște lucruri. Dar încet, încet, curățându-le, cureți și locul, te cureți și pe tine. De ele.
Și atunci lucrurile intră într-un normal. Multe din locurile benefice ale țării nu sunt neapărat naturale. Sunt locuri în care au fost temple străvechi. De mii, de zeci de mii de ani au fost oameni care s-au rugat acolo. Și atunci locul ăla s-a curățat. Tu te duci acum și nu faci decât să beneficiezi de efectul rugăciunilor celor dinaintea ta. La Cetățuia, la Nămăiești, în altă parte, sunt temple străvechi precreștine. Vorbi de piatră. Sunt precreștine. Alea au fost viețuitori acolo, care au sfințit locurile alea cu trăirea lor. Dacă vorbim de București, Bucureștiul are o mare problemă ce ține de arhitectură. Da. Dacă cumva o să avem posibilitatea să vedem țeapa asta de aici, de sus, să o vedem din Google Map puțin, o să vedeți ce simbol anticreștin e ăla. Este o țeapă care intră într-o cruce, iar crucea este făcută pe sol din alei. Păi cum să pui așa ceva în centrul unei țări care e creștine? Este foarte, foarte cunoscut faptul că în locurile de forță se pot produce, se pot integra programe care să influențeze toată țara. Locuri de forță unde? În fața guvernului. În piața universității. Astea sunt locuri de forță. Păi dacă vii cu un simbol de la sau de pe altă planetă. Biserici. Da, parlamentul, nu mai știu. Dacă vii cu un simbol de la de pe altă planetă și îl pui în piața universității, păi s-ar putea să începem tot să gândim într-un fel și nu știm de ce. Au fost momente în anii 2000 și ceva, când în piața universității au fost montate niște ghivece, poate și le aduce aminte toată lumea, vărsate, căzute, din care curgea un talaj. Erau vreo 6 ghivece de astea puse în toate zările. A fost o lucrătură info-energetică care a durat până când s-a semnat un anume acord, după care a dispărut de acolo. Păi se fac lucrături chiar și în momentele de Crăciun, de Revelion. Uitați-vă la simbolistica care e pusă în piața universității și te iei cu mine de cap. N-are nicio treabă cu neamul ăsta. N-are nicio treabă cu faptul că suntem creștini. Despre ce vorbim? Așa se conduc și se supun popoarele. Din păcate are dreptate și spuneam de Cluj. Ai văzut, Sorine, în centrul Cluj, statuile cu demonii? N-am văzut, dar avem și noi la Sfânta Vinere aici o construcție făcută, s-au deviat tramvaiele special pentru chestia asta. Văzută de sus e un mare șarpe cu 3 de 6 pe el. Și în coada lui o cruce sfârmată. Păi despre ce vorbim? Pe ce planetă suntem? Chiar nu mai vedem lucrurile astea care trecem. Și ați văzut... Instinctul, se vede ce murdară e toată construcția aia, pentru că instinctul popular este să o îndepărteze. Sorin era singurul care rămăsese calm în cadrul acestei emisiuni. Deci focul și eclipsa l-a afectat până și pe Sorin. Deci statuile... Nu sunt nervos, doar expun niște lucruri care sunt trenează acolo. Haideți să mai vedem un astfel de simbol în fața tribunalului. Deci simbolul justiției românești, Tribunalul București, da? Ce credeți că e acolo? O barcă pe care o cheamă Arca Verde, nu știu de cine treaba, chiar care stă pe uscat. Exact. Cu alte cuvinte, să vă meargă justiția precum merge barca pe uscat. Ăsta e mesajul. Info energetică al acelei bălării, că nu știu cum să-i spun. Deci, despre ce vorbim? Astea sunt simboluri care ne influențează viața în fiecare zi. Și trăim liniștiți și suntem fericiți. Cu tot felul de fierătanii. Uite, de exemplu, o zonă foarte, foarte interesantă. Da, din păcate ai dreptate și asta este, da. Din păcate. O zonă interesantă și acolo s-a făcut o chestie foarte frumoasă. Câmpinița. Dar bineînțeles că nu au fost puse întâmplător. Dar nici nu cred că și-au dat seama. Dacă sunt lucruri gândite și sunt gândite din afara țării. Toți cei de aici de la masă știu niște lucruri, cu niște exemple care, dacă le dăm, s-ar putea să ne calce vaporul în lift. Ideea este că la Câmpinița, de exemplu, Câmpinița este chiar lângă Câmpina, s-au construit niște vile și la un moment dat persoanele care aveau vilișoare respectiv nu le-a mers bine absolut deloc. Mergând pe firul apei, cum se spune, pe la Câmpinița s-a dus o mare bătălie. Unul din medicii, mari medici din Câmpinița, a avut ideea genială care ar trebui să o aibă cel puțin 1000 de români, dacă nu mai mult, în acele zone, a chemat un sobor de preoți la partid din propriul buzunar și a făcut câteva slujbe.
De ce? Pentru că acolo au fost morți pe vilele respective. Locul din amprenta mortuară de suferință a rămas numai că a fost curățat de, prin asta de preoți. Și s-a transformat din partea, hai să spun, negativă, să-i spun dacă pot să mă exprim așa, în partea pozitivă. Deci se pot face. Dacă vrei să faci. Alt lucru senzațional pe care vreau să-l facă era să mute Sfinxul. Știi foarte bine discuția. Care Sfinx? Din Bucegi. A fost chiar emisiune. Și Ingrid știe foarte bine, a fost un scandal monstru. Din aceea serie să-l dărâme ca să conferească un hotel de 4 stele, sau spa, nu mai știu. Cu desfacerea culoanei lui Brâncuș, ca să vadă cum funcționează. Exact. Că n-avea nimic coloana săracă, nu trebuia restaurată, că au tras și cu tractorul de aia și nu s-a întâmplat nimic. Știu, aici este problema pe care noi, de aia spunem la un moment dat, omul sfințește locul. Numai că problema este artiștii plastici, n-am nimic cu artistul care a făcut această țeapă, n-am nimic cu el pentru că asta e meseria lui. Dar haideți să înțelegem, în momentul când punem undeva... Asta e un act de magie, undeva... stai puțin să ne înțelegem. Da, exact. Asta e un act de magie. Știu. Adică, țepele alea, uite, să întreb pe colegii care se ocupă de Feng Shui. Ce simbolistic are țeapă? Au spus, da? Am auzit. Săgeata otrăvită, da? Da. Păi când pui țepe pe tot podul ăsta nou, care se duce fix în Cotroceni, și pui țepe, asta ce înseamnă? Șaruri. Podul ăsta nou atârnat. Da, știu. Despre ce cum să fie zona aia benefică? Din păcate. Astea sunt cum să spun, acțiuni infoenergetice asupra acestei țări. N-are nicio treabă. Uite, Sorin. Da, exact. Uitați-vă la... E o cruce și în mijlocul ei o țeapă. Păi da, ăsta e simbol creștin? Ăsta e simbol creștin? Dar nu-ți dai seama decât de sus. Păi nu-ți dai seama, pentru că e făcută inteligent. Da. Așa era și monumentul ăla din fața Ministerului de Interne cu o cruce căzută văzută într-o poate. Păi cum? Și sparge tot. Și sparge ceva. Deci, de construim. Aici, de exemplu, o coloană lui Brâncuș, dar nu se poate reproduce, dar ceva de genul ăla, pentru că simbolul ăla practic nu e al lui Brâncuș. N-a inventat Brâncuș coloana. Coloana asta e o coloană care se punea la capătul morților și care arăta plecarea sufletului către cer. Și se termina și cu o pasăre. Brâncuș nu a făcut decât să o stilizeze și să-i dea o formă tot atât de plăcută. E special în formă de sabie, cu biserica în capăt, exact. E altceva, cu masa tăcerii. Exact, masa... dar este stâlpul care se punea la capul mortului și care se mai pune acum în Oltenia, în Gorj, găsești stâlpi la, bineînțeles. Dar nu, asta găsim... Dar trebuie să lucrezi în domeniu să-ți dai seama de simbolurile astea, că nu-ți dai seama. Nu, trebuie să ai niște structuri care să te mai și apere în țara asta, pentru că sunt oameni plătiți care să facă așa ceva și nu fac. Despre ce vorbim? Păi de câți zeci de ani sunt astea în București și nu le bagă nimeni în seamă? La ce structuri te referi? La structuri care trebuie să ne mai apere și pe noi, de unii. Ideea este că lucrurile astea trebuie analizate și luate măsuri. Clare, concrete, îndepărtată. Deși pot să zic că Ministerul Culturii că nu e de acord dacă se demonstrează că are un efect negativ. Și despre ce e vorba? Și cultele trebuie sigur să intervină mai... Este un simbol. Păi, cultele ar fi trebuit să se autosesizeze. Nu știu, dar uitați-vă, chiar am să vă rog să vă uitați în piața universității, la toate momentele importante, ce se construiește în rondul ăla. Ce simbolistic are, că anul trecut a fost de Crăciun o chestie cu țepi în toate direcțiile, dacă îi numărai bine, ieșea un număr. Sau multiplu de numărul ăla. Ce sunt țepii ăștia? De fapt sunt vectori de comunicare. Deci ce sunt lucrurile astea? Adică chiar în piața universității, pentru că a fost făcut un sacrificiu în 89, acolo trebuie să fie clar o cruce. Și un drapel național. Ați văzut vreun drapel național în piața universității? În afară de ziua națională? Păi nu, stai, în România nu se mai prinde drapel național. Alte drapele. Am văzut la Slatina un drapel foarte mare și foarte frumos, care aș fi vrut să-l văd pe Casa Poporului. Dar pe Casa Poporului cred că e cel mai mic drapel din Europa. Da, Sorina, dar și care e cel mai simplu element? Deci nu se vede nici măcar dacă te urci acolo. Fiecare dintre noi, dar aici mai puțin Alina, care e geanta puțin mai încolo. Avem în buzunar ceva, da? S-a întrebat cineva. Da? Toate bagnotele noastre, pleii noștri, mai puțin cea de 200 care a apărut ultima, da? Adunate cât fac? Ia să adune telespectatorii, fac 6. De ce discutăm? Păi s-au prins și după ce au scos lotul. Și-au scos bagnota de 200, ca să lichideze 6. De ce discutăm? De ce bagnotă de 500, bagnotă de 100? Și vrem pozitivitatea, Alina, și vrem să stăm liniștiți. 10, 5, 1. Adunate 6. De ce discutăm? Ca să nu mai discutăm de altele. Uitați-vă la simbolul ăla de unde e Sfânta Vineri de acolo.
să vedeți 6 hexagoane lipite, 6-6-6, pe un șarpe care dă cu coada într-o cruce și o rupe. Nu l-am inventat, eu l-am găsit acolo. Trecu și eu pe acolo și l-am văzut. Na, ce să facem acum? Se spart zonele energetice. Da. Pozitiv. Din păcate. Sunt de vibrație înaltă, bineînțeles. Aici la noi, chiar lângă studio, da, piața sunt acolo. Tot timpul uitați-vă, sunt... Uitați-vă chestia aia cu romburile alea. E strug, dacă puteți să mai intrați puțin în ea și să o vedeți chiar de pe Street View. Deci sunt trei hexagoane, 6-6-6, în partea de sus e coada și o să vedeți acolo crucea tăiată și în capătul ăsta la altul e o fântână care e un fel de ochi. Deci e o chestie așa și dacă o vedești de pe Street View, așa, uite, ăla e capul, e șarpe, sunt se vede șase, cap. Trei hexagoane, 6-6-6 și fix o coadă mai încolo, mai sus. Ia uite, cum se mișcă ea așa și în capăt, acolo unde e umbra, se și vede în umbră. Uitați-vă în umbră că se vede clar lumina crucii. E o cruce tăiată. Dar crucea care este? Uite, o vedeți? Să vede. Deci e o cruce tăiată. Dar ruptă. Din ce este? E din panourile alea care reprezintă coada și bate soarele lateral și se vede pe... Deci nu e... E umbra. Da, exact. Și te mierde ce se duc la vocea lui. Puțin mai în spate și o vedeți. Da. Acum lăsați magia să se reconstituie, că dacă o mișcați nu se reconstituie. Adică faceți un stop și uitați-vă mai de jos, puțin. Pentru simbolul ăsta s-a mutat linia de tramvai și s-a făcut toată nebunia asta ca să se poată construi așa ceva. Se vede. E făcută doar într-o anumită poziție a soarelui. Da. Păi n-are la o anumită oră. Dacă se duce pe strada de lângă, o să vadă structura asta cu crucea tăiată. Și să vedeți ce murdară și mizerabilă e, pentru că mai trece unul și mai desenează ceva, pentru că nu, instinctiv nu-i place structura. Deci e ceva ce te deranjează. Mai sunt niște moluri care au niște țepe de alea de... parcă înțeapă norii. Da, deci n-au niciun fel de, logică. Da. Pentru, deci da, în China agresivă. Așa ceva, zic China nu pentru că... Zic China pentru că au Feng Shui foarte bine dezvoltat. Da. Deci, n-ar fi existat așa ceva. N-ar fi primit niciodată aprobare să construiască așa ceva. Da, știu că au fost cazuri în care, din cauza unei astfel de construcții, toate construcțiile din jur și-au luat măsuri să contracareze și să-și facă la ei gaura aia pătrată, înseamnă bogăție, și au făcut chiar blocuri cu gaură pătrată, pentru că așa, în simbolistica lor. Dar nu mă refer la simbolistica lor, mă refer la simbolistica noastră. Vreau să văd și niște chestii creștine aici, în București ăsta. Biserici. Păi, biserici, da. Dar ce facem cu obiectele astea? N-au cum să fie mai puternice decât... Dar vreau și eu un steag național și o cruce mare în piața universității, că s-a făcut o mare jertfă acolo. Dacă nu se punea crucea aia atunci, imediat în 89, acum cine știe ce festival aveam în mijlocul... Festivalul ăla care se produce în piața universității, pe locurile alea, stă pe locul vechii biserici în jurul căreia s-a construit Universitatea din București, a lui Gheorghe Lazăr. Deci acolo a fost altarul bisericii, unde e stația de tramvai și unde se fac festivalurile astea lângă Mihai Viteazu. Despre ce vorbim? Până și biscuitele ăla de la televiziune l-au luat, care avea cruce pe el. L-au luat mai în spate. Și au făcut o deltă. O deltă. Stuf și alte... Deci ce? Nu știu. Care trage la mlaștină, trage la lucruri... În continuă, Dragoș, deci acolo înseamnă că este apă stătătoare, unde spuneți voi. Apa stătătoare nu face decât să atragă toate energiile de vibrație joasă, creează tipare energetice pe zonele respective, care rămân înscrise în câmpul morfogenetic al zonei. Nu, stați puțin să ne înțelegem. Astea sunt acțiuni care sunt bine gândite, nu sunt foarte întâmplătoare. Este clar, energia focului s-a mutat de la Ingrid la Sorin, este absolut evident, toată lumea. Nu, să sperăm că nu ajunge și la mine. Este o chestie foarte importantă, pentru că asta vedem toți
Acum nu, nu putem noi să acum trebuie să mai înțelegem multe. Nu pot toți. Să mai trebuie să mai înțelegem un aspect important. Nu am văzut treaba asta cu țeapa. Sunt câmpuri importante, sunt locuri de forță. Nu, ea este deranjată. Sunt locuri strategice energetic. Dar nu poți să pui așa ceva în locul unde au murit niște oameni la Revoluție și să spui că îi cinstești. Ce scuze? Trebuie să mai înțelegem un lucru. Noi, ca și popor... Dar sunt și multe biserici. Sunt asta multe trebuie biserici, să înțeleagă și dar noi... Sunt și biserici, adică până la urmă lupta între bine și rău a fost dintotdeauna. Acum nu o să ne... nu o să exagerăm nici importanța răului. Bun, este o țeapă, sparge o cruce, dar este mare puterea binelui. Da, sunt foarte multe biserici. În România este mare puterea binelui. Este că e traversată Dâmbovița. Dacă nu era tăiată Dâmbovița... Dar când te duci la biserică și te rogi și pe dinăuntru ești plin de frustrări, de furie, de ură, de supărare, care e puterea acelei rugăciuni pe care o faci la biserică? Nu este, că n-ai de unde, n-ai din ce. Haideți să vă spun un lucru apropo de foc. Da. Un lucru pe care a ajuns la cunoștința noastră de la anumite persoane care au făcut parte din grupul de paranormali care a apărat această țară înainte de 89. Au spus chiar așa, la un moment dat, o parte din acele stingeri de lumină, o parte din stingerile de lumină care aveau loc în 89, se făceau și ca oamenii să aprindă lumânări. Pentru că îi ajutau foarte mult să protejeze și să construiască un câmp energetic al țării. Păi, pe vremea lui Ceaușescu erau cei mai mulți oameni la biserică de Paști. Chiar dacă era întuneric, da? Da, dar cu lumânări și au folosit inclusiv lucrurile astea pentru a apăra această țară. Din punct de vedere informatic. Deci noi am avut grupuri de paranormali înainte de a avea alții care sunt acum mari și tari pe planeta asta. Dar în ce măsură, Ingrid, ar putea influența aceste, nu știu, cum să le spunem? Acțiuni? Nu acțiuni, mă refeream la simbolurile acestea. Gen, cum spunea, țeapa aceasta. Creează câmpuri care trai alte câmpuri. Asta spun, deci ar putea influența oamenii. Vai de mine. Da. Fără să știe. Fără să știe. Să-ți bagă programe. Până la urmă. Da, uite-te câți copii sunt cu skate-urile, cu bicicletele. Unde s-a făcut parcarea de biciclete? Acolo. Unde s-a făcut parcarea de trotinete? Acolo. Și sunt și foarte agresivi. Aduși să fie acolo. Exact. Da? Skate, bicicletă, trotinete. Acolo sunt și acolo se strâng. Sala Palatului pică din ce în ce mai mult, din păcate, energetic. Cine? Sala Palatului. De mult, din vreo 3-4 ani. Da, de exemplu, în piața universității, în locul acelor 12 lumini alb și albastru, n-ar putea să fie 12 lumini tricolore? De ce trebuie să folosim culorile altor state? Este afirmație la nivel subconștient a puterii Pământului românesc. Și mai e o chestie, Sorin, și Dragoș știe, și Ingrid. Mai sunt două lucruri pe care toată lumea le folosește, nu ne referim la noi. Pentru că noi știm niște treburi. Asta și asta. Da. Simbolurile diavolului. Și toată lumea, inclusiv Trump, le folosește. Și e problema lui. Da, nu. Nu, sunt simboluri satanice. E problema lui. Și atunci de ce discutăm? Nu, ce înseamnă ok? Noi discutăm de țara noastră. Ce înseamnă? 666, ok. 666. De ce mai discutăm? Folosit de cei care habar nu au ce înseamnă. Revenim după publicitate cu discuția. Ne ia tancul, cred. Am revenit, ați mai descoperit ceva în timpul pauzei? Da, ați mai descoperit? Ne spuneam că să nu speriem totuși telespectatorii, să dăm și câteva locuri benefice din România. Dragoș, mai voia să spună ceva. Da, ia zi, spuneam, Dragoș, că sunt 4 puncte care se potențează între ele, pe o rază de aproximativ 980 de metri, sunt interconectate, sunt pe o formă de romb din punctul meu de vedere, sunt... În sens invers a celor de ceasornic este potențarea energetică, ceea ce pentru mine, unul personal, înseamnă că dau drumul la niște valori telurice de frică, de spaimă, de teroare și de moarte. Și dacă te referi la țeapă, ca să înțelegem... Plecând din această țeapă, sunt 4 zone care sunt potențiale.
ce se controlează masele? Și dacă cu frică, cu teroare? Da. Deci vine și conduce. Este punctul meu de vedere, dacă altcineva crede altceva, cu mare drag pot să ascult. Și dacă îmi permiți, o prietenă care ne privește, doamna Mihaela Stănciucu, geolog, precizează că lupul dacic din sigla României în perioada de conducere a UE este cocoșaș cu botul în jos. Și are drapelul în coadă, și are drapelul pe cap, pentru că era conducerea Europei, nu? A, și mai vedeți ceva, că e împărțit, dacă nu mă înșel, în 6 elemente. Adică sunt stilizate, sunt, dacă le adun, sunt 6. Parcă așa iese. Acum și sunt printre noi. E o cifră întâmplare. Important e să luptăm cu ei cât putem. Da, cineva nu este vorba de asta. O incidență e scara pe care scoboară Dumnezeu. Dar nu credem cu energia de vibrație înaltă, respectând toate tipurile energetice. Este, pentru că de multe ori te simți rău și nu înțelegi de ce te simți rău. Oamenii sunt din ce în ce mai obosiți și mai insomniați. Nu știu dacă ați observat în momentul, și chiar o să-l rog pe Cristi acum totuși să încheiem într-un mod benefic, după două ore ciudate. Nu știu dacă cel puțin eu așa simt, când ieși din oraș, simți așa, parcă ți se schimbă energia, ca o eliberare, ca o bucurie, nu știu cum să spun, pe care ți-e imposibil și nu înțeleg, eu personal nu înțeleg de ce. De ce nu mă pot simți fericită în oraș? Simbolistică parcă în este ceva dincolo din orice ai face, și dacă te distrezi și dacă nu, nu se poate. Este nu imposibil. Este numai aici trebuie să înțelegem, nu este numai simbolistică la care ne-am referit acum. Este un complex de factori. Să nu uităm că noi suntem influențați chiar la nivel subtil. Nu neapărat așa direct cum discutăm noi, prin ce vedem, prin culoare, prin zgomot și așa mai departe. Recomandă-ne niște zone. Zone. Aș recomanda în București, aș recomanda unde fiecare se simte bine, clar, pentru că nu pot da, parcurile în mod deosebit și pentru o echilibrare undeva lângă apă, că sunt destule lacuri în jurul. Te referi la momentul în care se sparge țeava la bucătărie? Nu, aia nu, din păcate, nu. Nu. Așa, în țară, unul din zonele extrem de importante și sper să rămână în continuare, unul din punctele foarte puternice, este zona Buzăului. Și nu mă refer strict la orașul Buzău. Mă refer al Uniș, mă refer peștera lui Iosif Torcătoru și zona Trovanților din Bucei, zona Fișici. Spre Sărata Monteoru, nu? Sărata Monteoru este o zonă, cu toate că la Sărata Monteoru sunt niște spargeri de energie. De ce? Pentru că sunt foarte multe sonde acolo. Da, ți-ai pus problema de ce exercițiul la militar a avut loc inclusiv în zona aia? Când tancurile se distrau pe platou din așa, existau trupe care închiseseră zona și care se plimbau prin munții ăștia fix de solstițiu. Da, o întâmplare. O întâmplare, da, e adevărat. Cum noi nu credem în întâmplări? La așa ceva, doar că probabil se măsoară niște lucruri energetice pe la noi pe munți. Nu crezi că degeaba tancurile au intrat și au distrus grâul? Nu întâmplător. Au intrat sub o anumită formă și au făcut niște chestii circulare, dar nu intrat. Așa, altă zonă interesantă, să spunem, foarte aproape de București, pentru cei care nu au posibilitatea să meargă spre Buzău, este zona Comana, unde s-a făcut acest parc deosebit al păsărilor, unde efectiv te simți și este fântâna, de fapt nu fântâna, izvorul lui Vlad Țepeș, zona Comanei, unde efectiv recomand să mergi, este o zonă cu totul și cu totul deosebită, din punct de vedere energetic. O zonă tot așa apropiată de București este parțial Cernica, și mă refer partea de mănăstire, mai ales partea de spate, spatele mănăstirii. O zonă... Apropo de Cernica, drumul ăla care leagă Bucureștiul de Cernica, pe lângă linia aia de tren sau ce e... Da, ăla care a fost închis. E închis, da. Adică drumul care duce fix pe Cernica e închis. Trebuie să o colești, da. O întâmplare, bineînțeles. Da, e o întâmplare care se termină în capul drumului, pentru că drumul ăla era deschis. Deci nu e ceva să zici că s-a întâmplat vreun cataclism acolo. Nu, e închis drum. Nu vor unii să treci pe acolo către mănăstire. Da. Și acolo a fost o fabrică de pâine care a dispărut. Dar nu asta e important. Altă zonă... Cred că toate sunt importante. Nu, sunt. Da. Altă zonă mai apropiată de București, deși poate sunt telespectatori din țară, aș recomanda, de exemplu, am fost acum la Oradea, recent, aș recomanda zona Oradei, partea cu Ciuperca. Știu ordenii de ce spun și băile Felix. Ai spus o zonă apropiată de București? Nu, de Oradea, am spus la Oradea. Pentru cei din Oradea, o zonă cu totul și cu totul deosebită și mai ales în piața din centru, unde există, și am făcut o transmisie în direct acolo, Biserica cu Luna. Este
vă recomand să mergeți, este o zonă cu totul și cu totul specială, unde se află o chestie unicat, poate în lume, este icoana, deasupra icoanei lui Iisus, este icoana lui Horea, în biserica cu lună. Deci este o chestie cu totul, în biserică vă simțiți cu totul și cu totul special, e altă lume, complet altă lume. Altă zonă interesantă este la Arad, lângă Arad. Chiar și în Arad sunt câteva zone foarte bune. E foarte greu. Și Sibiu are niște zone foarte interesante. Clujul are niște zone interesante, mai ales spre pădurea Hoia Baciu. Atenție, sunt două păduri, Baciu și Hoia Baciu. Să nu le confundăm, foarte mult să facă această confuzie. Unde este o zonă cu totuși cât mai există zona respectivă. Mai sunt zone în Moldova, nu mai spun, pe Prut, pe partea de Prut, Mitoc, Lipiceni. Este greu de ajuns, într-adevăr, dar acolo sunt, zona este puternic încărcată informațional pentru cei de ce, pentru că acolo este una, s-a descoperit cele mai vechi culturi ale noastre. Este Cristineștiul, iarăși lângă Dorohoi, lângă Piatra Neamț, este iarăși Neamț, Târgu Neamț este făcut în jurul cetății Neamț, la oglinzi la Neamț, iarăși zone foarte, foarte, foarte interesante. Mai jos ai spune la Giurgiu, dar la Giurgiu în oraș, dincolo de cetate, pentru că cetatea lui Michel Cerbătrân nu este cea care se știe acum, cetatea lui Michel Cerbătrân a fost un pic mai în spate. Este o zonă unde vă recomand să mergeți, unde e confluența Dunării cu un braț al Dunării. Este o zonă de calmare și de liniștire, o zonă foarte interesantă. Așa, ce pot să spun? Poate să fie și la Brănești, poate să fie și la Clinceni, poate să fie și... Acum fiecare cum simte. Fiecare Brănești cum... este o biserică părăsită. Dar este foarte interesantă zona Brănești. Valoare energetică extraordinar de puternică. Este. Bine, la Silistea Sinagogului, vechea bisericuță care a fost Mănăstirea Nebunelor. Da. E partea de Argeș, da. Tutana, unde sunt cele șapte izvoare miraculoase, pe partea Argeșului, pe partea cealaltă... Și le simți zonele acestea, o concluzie, da. Am ajuns la final, zonele acestea care au o încărcătură deosebită, simți când intri în... Se simte, pur și simplu, se simte ceva, da, o energie, da, pe care... Da, da. Și cum ai ieșit din zona respectivă, revii. Energetic. Acum, încă o dată, trebuie să înțeleagă telespectatorii, depinde cu ce te duci și pentru ce te duci, da, în zona respectivă. Dacă te duci sau hau-hau și să iei în buzunare energie pozitivă, mai bine nu vă duceți. Că nu se reușiți. Da, ce aș putea să spun telespectatorilor astă seară după toată zăpăceala care a fost? Eclipsă, emisiune foarte interesantă. Ideea este să fiu eu cu mine și să mă simt bine în funcție de deciziile pe care le iau. Atunci sunt în sentiment de da și atunci pot să creez. Când sunt în sentiment de nu, nu sunt mulțumit cu deciziile luate, am puterea interioară să schimb aceste decizii. Ingrid? Știi, spuneai la un moment dat, sau Cristi spune, omul sfințește locul, omul poate să sfințească locul, nu o face implicit doar pentru că se află într-un loc. Apropo de ce spuneai, dacă intenția cu care te duci într-un loc, pleci dintr-un loc, cu care stai acasă, cu orice tu ești faci. Ești foarte bună la concluzii. Ai mai avut niște concluzii interesante pe care nu le-am putut să scapă cine poate? Da. Domnule, până la urmă, acolo unde încetează omul, apare Dumnezeu, spunea un mare autor. Sorry, să nu uitați asta. Aș vrea să fim mai atenți la simbolul și special ale instituțiilor țării. Dacă vă uitați, o să găsiți că 90% din ministeri au același simbol cu, și aceleași culori cu alb și albastru. Aș vrea să văd și o culoare națională în siglele ministerelor din România. Așa cum au toate țările astea, și de la est, și de la vest, și de sus, și de jos. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. O să reluăm subiectul acestei serii, pentru că mai sunt multe lucruri de spus. Vă mulțumesc încă o dată. Ne revedem și sâmbătă următoare. Noapte bună! Bună seara!